Salut și bine v-am găsit la Masă cu Roast. Este o nouă emisiune care se va întâmpla pe canalul meu. Formatul acestei emisiuni este în felul următor. Va veni lângă mine un coleg de-al meu comediant și împreună vom face mișto de un invitat. Regulile sunt în felul următor. Dacă eu râd la gluma dată de colegul meu, el va primi un punct. Dacă râde și invitatul, va mai primi încă două puncte, adică în total 3 puncte. La final, invitatul va da 5 glume despre fiecare om. Dacă noi râdem la gluma pe care el o dă, ni se vor scădea 5 puncte. Hai să vedem ce iese. Urțită de proastă. Scuze. E ok. Bine v-am găsit la un nou episod filmat în parcare la The Full. Invitatul de astăzi este Cuza. Cuza, cine vrei să înceapă? Bucălaie. Nailed it, perfect. Înainte de toate aș vrea să spun că te apreciez și că îmi face o deosebită plăcere să-ți dau o mâiță. Sentimentul e reciproc, asta e. Porecla de Cuza vine din facultate, când mama lui îl întreba cu ce vrea pachetul și el zicea mereu, Cuza Cuscă! Început. Bă, chiar așa e, mă, deci Cuza ce zacuscă? Știu că vorbiți numai de zacuscă, de când vă știu. Se pare că relația cu Ramona este cea mai mare reușită a vieții lui. 4 pagini pe Google doar despre asta. Dacă a pus să-i dai și o muie lui Cleopatra asta la tante, te-ai scos pe viață. Mamă. Le văd pe astea cu Ramona, mă aștept să mi le dai, dar asta cu Cleopatra... Da. Și eu mă așteptam să te desparte de Ramona, pentru că el asta face și muzică. Ia ceva la care au muncit alții și le refolosește. Mă aștept ca la următoarea relație să fie un featuring cu fostul iubit. Bă, dar vezi că le fac mai bune, mă. Nu doar le... Asta crezi tu. Ți-a zis Ramona? Apropo de Ramona... Ce? Așa. Ramona a avut de suferit foarte mult după relația cu Cuza, în sensul că după ce umbli cu el, îți cade cota foarte tare. Bună, rău. E bună. Nu vreau să te jignesc, dar după păr zici că ai permanent fața asta de prost. Semăn cu mama. Noaptea târziu, sau 3 sud-est de la țară, cel mai mare concert al lor a fost la Festivalul Vacilor de la Frământeni. S-a numit Forța Mu. Canalul Noaptea Târziu are aproape 2 milioane de abonați, dar ca orice canal din București e plin de căcat. Ok, ești rău. Asta că spuse în ordine. Apropo de Ramona. Apropo de canale. Ce bula. E rostul lui, bă. Așa e. Știi cum s-a numit atunci când Ramona s-a despărțit de soțul ei și a luat-o Cuza? Cum? Predare de leasing. Și acum a dat-o la jumătate de preț. Băieții din Gorj și eu despre Cuza. Cuza este foarte trist de când s-au închis școlile și grădinițele pentru că i-au rămas fără evenimente. Hai mă, că nu e așa. Bă, da, mai sunt o trupă unită. Muncesc cot la cot, dar și împart cot la cot. Drept dovadă, Cuza și-a luat Mustang, dar nu i-a uitat nici pe băieți. Le-a făcut abonamente la metrou fără limită de călătorii. Dacă ai fi o boală, știi cum te-ai numi? Cum? SARS Cuza 2. Și ai provoca infecție la urechi, la cum cânti. Ca să pară șmecher atunci când se duce acasă, Cuza a trebuit să-și cumpere o mașină cu mai mulți cai decât au tractoarele prietenilor săi. Familia s-a bucurat foarte tare când și-a luat Mustang. Au crezut că și-a luat cal și se întoarce la muncile.
Cuza este un mare iubitor de animale. De asta a acceptat să facă trup alături de Cucu și Emi. Știi cum a intrat Emi în trupă? Cum? Pe locurile pentru romi. Ideea să facă parodiile a venit pentru că avea Emi niște CD-uri furate cu negative pe ele. Azi că locurile de handicapați erau deja ocupate. Cuza e atât de cocalar încât crede că însămânțarea artificială înseamnă să-ți aducă cineva o pungă de semințe cu artificii. Mai știi când ne strângea toți la Târgu Jiu la artificii? Da, bravo. Știi momentul ăla când o tipă nu e cine știe ce, dar umblă cu două mult mai nasoale ca să pară faină? Da. Noaptea târziu. Emi și Cucu-s atât de afonii cât Cuza pare care talent. Ești rău, mă, ei nu activez autotune. Dacă nu cântă. Lui Cuza nu e dor de orașul său natal, Târgu Jiu, pentru că după despărțire a rămas în bucătărie cu masa tăcerii. Mamă, ce tristă e asta. Bă. Cuza, singurul om care fute asistente fără să meargă la spital. Când Cuza a zis prima oară fostă iubite că vrea să-i arate coloana ale infinitului, ea a deschis gura. Bogdan de la Ploiești a făcut o piesă cu Noaptea Târziu, doar ca să-și amintească și el cum era când nu intra în trending. Dar vezi mă că a intrat. A fost 45. 49 a fost. Foarte bun. Am râs din suflet, pe bune. Da, na. Și banii. Banii au fost. Bă, înainte să încep. Vreau să profit de faptul că suntem filmați și că tot vorbeai de campanii, da. Chiar suntem într-o campanie, scuze, suntem într-o campanie, e plin orașul de un afiș, haideți să ajutăm, vă rog frumos, omul ăsta, e nasol să-ți pierzi animalul de companie, credeți-mă, am și-o două și e greu să trăiești fără și nu mă refeream la Emi și la Cucu. Și dacă tot am ajuns la capitolul foi, am aici piramida succesului, mane. Practic, astea sunt toate ingredientele care îți trebuiesc. Identitate, credințe, stai mă, cuțin invers. Pleci de la ultimul nivel, mane, viziune. Ești pungaș. Bun, stai să-mi scoși eu telefonul, că am niște glume. Ia vezi. Știi care e singura diferență între Mane Voicu și prietenul lui Ionuț Rusu? Care? Succesul. Îmi doare. Asta e mașina lui. Da. Fuck! Și aia e a ta. Și aia e a ta. Am ajuns până în 80. Eu am avut un moment de șoc în momentul când am aflat de la Bucălaie Bun de o cafea că el e din Târgu Jiu. Surprinzător că suntem cam în aceeași generație, știam pe toată lumea de acolo, except în câini. Probabil asta explică tot. Ne-au luat hingherii în 2005. Dacă Mane Voicu ar fute pe cineva la nivelul lui de cunoscut, ar trebui să fută un backing vocals dintr-o trupă de cover-uri din Odorbești. Ce buist, dorăni. Se spune despre Bucălaie că e o curvă atât de bătrână în stand-up-ul românesc încât micuțul o mai strigă Danila Gheorfi câteodată. Danila Gheorfi. Mane a devenit imaginea orașului Pâncota. Sunt la fel de cunoscuți amândoi. Hello, darkness, my old... Singurul motiv pentru care Mane Voicu e... bun prieten cu Ionuț Rusu e că îi amintește de momentul când era șofer pe tir, la modul cum vorbește el, zici că e o stație. Am auzit că Bucălaie are o colecție de ceasuri
Și tocmai asta cumva are și o explicație, pentru că atunci când un ceas îi arată că e timpul să oprească dracu din glume și cumpăr altul. Și am auzit că ești un tip extraordinar de minuțios, urmărești toate chestiile de pe YouTube, podcasturile, tot, doar să prinzi al stand-up, să târni lângă el. Bă, asta a fost, mulțumim din suflet. Bă, vă mulțumesc din suflet, a fost super mișto. Mulțumesc, Radu. Sper că v-a plăcut. Dacă vă place, puteți să dați like, share, subscribe sau doar una dintre astea, pentru că oricum nu e atât de important. Să-i dați și follow lui Manea, vă rog frumos. Manea, voi. Mulțumesc, e publicul. O seară plăcută. Pa, pa.